de vară, atunci când este tranzitul foarte mare. De ce am zis de centură? Pentru că, așa cum spunea și domnul Dedu, Bucureștiul este tranzitat, cei șoferii cu autoturisme care nu vor să stea blocați pe centură nu au altă variantă decât să o ia prin oraș. Pentru că prin oraș, cât de cât se mai circulă greu, poate de transitarea orașului de la pe axa nord, axa nord sau spre poate și dovere, dar pe centură și mai mult. A doua problemă, funcțională pentru trenul pe călător. Dar o mică bucățică undeva am întâlnit cu 2 ani cu ministrul transporturilor de atunci ne promitea că va accesa fondurile europene pentru a deschide zona de vest a centurii de la gara de nord până la gara Progresul pentru săgețile albastre. Ar fi foarte util un astfel de proiect pentru navetiști. E bine, nici în prezent nu s-a demarat efectiv acest proiect. Centura feroviară în cuplă, cum s-a spus, la un capăt la altul. Și a treia este metrou. Avem peste 300 de milioane de euro de la Banca Japoniei, un credit contractat undeva în 2010-2011 și nici până în momentul de față nu execuția proiectului pentru M6. Iar banii stau acolo și noi plătim o formă de penalizare destul de consistentă. De ce? Pentru că o despăgubire, pentru că nu accesăm acești bani în condițiile în care avem o treime din proiect de la Banca Japoniei și finanțarea europeană practic asigurată. Deci, o să vedem lucrurile din afara Bucureștiului pentru a vedea ce se întâmplă în București. Nu pot să fac aceste procedări. Alex, reamintesc numărele de telefon 021-312-1054 sau 021-312-3644. Atunci, ascultătorul nostru Cătălin Bălău din Iași, care se transmite până seara, ca de obicei este pe drum până mâine dimineață și tot ca de obicei este pe recepție și ascultă Radio România Călătății. Este convins că și această ediție va fi la un standard așa cum și-au obișnuit ascultătorii și are o concluzie în finalul mesajului. România a devenit garajul de rable al Europei datorită situației financiare slabe a românilor, dar și politicii bancare în defavoare noastră, spune domnul Cătălin Bălău din Iași. Suntem garajul de rable al Europei? Ce spuneți, domnul Brezăică? Da, dacă analizăm numărul de matriculări de la Direcția de Matriculări, într-adevăr o să observăm că în ultimii ani a fost un exod al autovehiculelor scuzate care s-au matriculat în România. Acum de s-ar fi matriculat numai Euro 6 sau Euro 5, eram tare bucuroși, dar vreau să vă spun.